Activează, eu după cum mă mai repet, activează atât cât pe teritoriul Republicii Moldova, atât și după teritoriul Republicii. Acum, ceea ce s-a întâmplat, desigur că este, nu este prea bine. În primul rând, eu de ce vreau să vă spun că nu este bine, fiindcă, într-adevăr, sunt patru decedați. Acum câteva cuvinte. Se cunoaște identitatea lor? Deci, practic, nu se cunoaște identitatea lor. Eu acum o să vă spun ceea ce prezintă echipajul. Vreau să zic că merge vorba de Grăzau Oleg, din 1960. Este comandant, instructor, cu o experiență foarte înaltă. Deci, are zburat 7859 de ore, asta e cu precizie. Vreau să zic că este buruiană Leonel, din 82, experiența. Este puțină, mai puțină, 1065 de ori și deci bord inginer, iarăși din nou el și bord inginer și este instructor, Krigan Mihail. Din 65, care are o experiență de 5668 de ore. Deci, identitatea, într-adevăr, nu este, sunt, deci, eu cred că în cel mai curând termen, în 3-4 ore, noi vom afla, într-adevăr, cine este, dacă este vreun cetățean din Republica Moldova, deci, da, atunci noi o să, cred că, prin telefon sau prin diferite surse, noi o să vă aducem la cunoștință. Deci, iarăși din nou, repet, compania este foarte experimentată.